Bună ziua, stimați cetățeni. Subiectul de astăzi va ține, subiectul comunicare de astăzi va ține de o problemă care ne lovește pe toți de ani buni. În țara noastră nu poți accesa informația despre impozitele achitate de o întreprindere de stat sau altă entitate fără ca să treci prin nenumărate filtre și bariere. Nu poți accesa informația despre lista companiilor care beneficiază de rambursarea TVA din buget, adică din banii noștri. Nu poți afla informație elementară despre, de exemplu, companiile care câștigă licitații de la stat, iarăși din banii din buget. Nu poți afla informații despre companiile, informație financiară despre companiile care sunt afiliate într-un fel sau altul politicienilor. Și nu este de mirare că, prin coincidență, suntem și una dintre cele mai corupte țări din Europa. Acestea două merg mână în mână. Lipsa de transparență, lipsa de unui acces facil la informație, încurajează și protejează corupția. Și există oameni care luptă cu această transparență zi de zi și an de an. Rămânem în urmă. Pentru a ilustra problema de astăzi, problema cu care o să avem de-a face astăzi, am făcut o solicitare simplă la Serviciul Fiscal de Stat, solicitând informații inclusiv despre impozitele achitate de companiile la care cetățeanul Alexandru Dodon este fondator sau cofondator. De ce anume acest cetățean? Pentru că fiind rudă cu fostul președinte, fiind ceva ani în urmă funcționar la stat, consider că este un subiect de interes public. Răspunsul fiscului nu m-a mirat, a fost previzibil, dar mi-a confirmat faptul că avem o problemă sistemică. Informația a fost refuzată din motiv cu invocarea secretului fiscal. Secretul fiscal este foarte des abuzat în țara noastră, anume în așa mod. Cetățeni, reporteri, jurnaliști de investigație, ONG-iști nu își pot avansa misiunea cu facilitate, ușor, anume din cauza barierelor impuse de legislația strâmbă. Răspunsul fiscului despre care v-am povestit nu este unul ilegal. Răspunsul este în conformitate cu legea, dar în conformitate cu o lege strâmbă, din păcate. Articolul 34 din Constituție ne protejează dreptul tuturor de a accesa informația de interes public. Suntem toți cetățeni care achităm impozite în acest stat și avem dreptul la informația produsă și menținută de instituțiile publice, mai ales atunci când vorbim de implicarea banului public, de implicarea posibilor conflicte de interese și a utilizării defectuoase a banului public în interesul privat al cuiva. Din acest motiv am considerat oportun și necesar să sesizăm Curtea Constituțională pentru a clarifica și pentru a începe o conversație despre acest concept al secretului fiscal, care în țara noastră este unul mult prea larg, de o definiție mult prea largă, permite abuzuri pe bandă rulantă, cum am spus, jurnaliști, reporteri, ONG-iști, membri din societate în general, nu au acces la informația care de fapt le aparține, informația care este produsă din banii lor. Asta este foarte important să subliniem și să ținem minte. Informația care este menținută, orice fel de informație menținută de instituțiile statului, există pentru că oamenii plătesc impozite. Și anume de aceea, oamenii au dreptul să știe absolut tot ce se întâmplă în instituțiile statului, cu unele limitări clare din Constituție, care sunt prevăzute doar două limitări, protecția cetățeanului și securitatea națională. Or, secretul fiscal foarte des este abuzat, fiind refuzată informația care nu constituie nici măsuri de protecție a cetățenilor și nici
securitate națională. Cum am fost exemplul ăsta și cum sunt multe, multe, multe alte exemple despre care o să comunicăm în viitorul apropiat. Și pe final, informația dată este și la mine pe blog și pe resursele PAS. Pe final, și un apel către presă, către societatea civilă. Haideți să acumulăm cât mai multe cazuri în care instituțiile de stat au refuzat accesul la orice gen de informație cu invocarea anume a secretului fiscal. Vă rog mult să ne transmiteți documentele de care dispuneți, pentru că știu, sunt foarte multe cazuri în care, cum am spus, pe bandă rulantă, accesul la informația de interes public este respins anume cu invocarea acestui pretext fals și conform unei legi strâmbe. Vă rugăm să ne ajutați să colectăm cât mai multe cazuri din astea pentru a demonstra că este un abuz sistemic care durează ani de zile. Vă invităm să... Informații ulterioare o să fie și la mine pe blog și în alte resurse ale noastre, ca să colectăm această informație și să convingem, în primul rând, societatea că este o problemă și că multe alte țări deja au depășit-o. Pentru că secret fiscal, cum am spus, ascunde evaziune, ascunde conflicte de interese, ascunde inclusiv spălări de bani, motiv din care foarte multe țări deja au revizuit acest concept mult înaintea noastră. Avem multe exemple, exemple sunt în abundență și trebuie să urmăm acestor bune exemple. Vă mulțumesc foarte mult!